și bine ați venit la profesionale în exerciții de matematică. A, așa este, bine ați venit. Clasa A. Tema pentru acasă. Clasa A. Da, spuneam ieri că v-a rămas problema aceea de rezolvat, la sfârșit am enunțat-o, am gândit-o pe jumătate, dar încă voi n-ați pătruns în intimitatea ei. Deci spune așa, că un... Vreți vă dictez? Un câine urmărește un iepure, da? Da, un câine urmărește un iepure. Da. Iepurile este la 30 de sărituri da. În fața sa. 30 sărituri. Adică iepurile, din ce mine face 30 de sărituri, el face 60 de sărituri. Nu. Deci distanța dintre cei doi, la momentul în care noi îi privim, e de 30 de sărituri. Dar ce vreau să spun? Vreau să spun așa, că dacă iepurile a stat pe loc, câinelui ar mai trebui 30 de sărituri ca să-l prindă. Da. Așa se înseamnă că... Păi deci... am gândit că dacă în timp ce câinele face o săritură, un pic. Ai răbdare așa, da? Să putem înțelege bine problema. Deci, distanța dintre ei este de 30 de sărituri. De câine. Sărituri de ale câinelui. Deci el s-a aruncat, are o alunjă mai mare câinele, da? Da. Ei bine, fiindcă sunt în mișcare, iepurile nu stă pe loc. Dacă iepurile ar mânca un morcov, cum spunea Daria ieri, și ar sta pe loc, după 30 de sărituri l-ar prinde. Dar a cirit urechile și a zbuchit-o și el din loc. Aleargă și el, da? Aleargă și câinele, și iepurile. Deci acum sunt în mișcare. Însă, datorită faptului că câinele are o săritură foarte mare, mai lungă mult decât a iepurilor, iepurile țopăie, da? Și spune așa autorul, o săritură de-a câinelui înseamnă 5 de ale iepurilor. Și să înseamnă că am putea să facem 30. Cum nu? Așez nu, nu-mi place. Da, înseamnă că ai răbdare, da, ai răbdare și... Ceva. Fiindcă ea n-a fost ieri, încerc acum, așa, te rog să fii atentă, încerc să fac problema și pentru ea cunoscută. Da, numai că dumneavoastră ați spus... A spus altă traia să zică. Bun, da. Așteaptă să vedem cum e, că de-aia n-am știut eu să te explic. Poate tu mai înțelegi ceva bine. Ai răbdare. Urmărim. Taci. De fiecare dată trebuie să avem grijă și răbdare să putem. Nici tu nu, dacă n-ai fost așa, așteptați să enunți problema. Exact, așteptați un pic. Deci n-am terminat de enunțat problema. Ea are încă multe date în conținut, da? Bun. Deci, ce informații avem? Știm mai întâi că distanța dintre ei este de 30 de sărituri de ale câinelui. Mai știm, sunt deci, câteva elemente în ipoteză, elemente furnizate de propunător. 1. Distanța, da? Distanța dintre iepure și câine. 30 sărituri da? 30 sărituri de ale câinelui. Da? 30 de sărituri de ale câinelui. 2. Una săritură a câinelui este egal cu 5 sărituri iepure. Deci, o săritură de-a câinelui, acum sunt informațiile pe care trebuie să le avem la dispoziție. O săritură de-a câinelui înseamnă echivalentul a 5 sărituri de ale iepurilor. 3. În timp ce câinele face o săritură, iepurile face 2. Da. Deci frecvența, ca durată, ca timp. Deci, în timp ce... 2. 3. În timp. În același timp, ca durată, da? În timp ce
câinele face o săritură, iepurile face două. Iepurile face două. Două sărituri. Astea sunt informațiile. Cerință. După câte sărituri câinele îl va prinde? După câte sărituri de ale câinelui, că el este uman. Da, dacă amândoi alerg, aleargă. Aleargă, asta înseamnă că niciunul s-ar prinde pe celălalt, pentru că e ca și cum ar un infinit, așa. Deci dacă s-a deplasat tot timpul cu aceeași viteză, da, atunci nu s-ar ajunge. Da. Însă avem niște elemente care pe care nu le-am cercetat cu atenție. Hai să mai stai, dați era un pic mai așa. Da? Să mai zicem o dată. Mai zicem o dată problema. Și după aceea. Da, te invit continuu, Daria, să fii atentă, chiar dacă ți s-a cristalizat în minte o idee, să avem răbdare să o vedem cum funcționează ea foarte acum, bine. Acum mi s-a pus alta. Da? O alta. Dar nu la prima nu la prima chestie care îți vine, pac, te și răduci după ea. Deci mai analizăm acum, mai intrăm în intimitate. Mai citim o dată, că tu ai mai citim o dată, de două ori, de șapte ori, până când problema, vrem să o înțelegem cum trebuie, da? Deci așa. Ei sunt în alergare. Da? Și câine și iepure sunt în alergare. Dar la momentul când ne îi privim, distanța de ei de 30 de sărituri. La momentul când îi privim, distanța e de 30 de sărituri de ale câinelui. Însă, avem niște informații care spun așa. O săritură de ale câinilor cât 5. Îți dai seama că el are o alonjă mai mare. Deci o săritură, pur și simplu o săritură de a câinelui, hai să facem așa pentru câine, înseamnă 5 de ale iepurilor. Da? 5 de ale iepurilor. Deci, 5 de ale iepurilor. În timp ce el face o săritură, iepurile face 2. În timp ce el face o săritură, iepurile face 2 sărituri. Țop, țop. El e mai iute. Doar că distanța pe care o face e micuță. Da? Se observă foarte repede din ceea ce am făcut așa ca desen, că sunt șanse foarte mari câinele să-l prindă pe iepure. Da. Din ce motiv? Că el, printr-o simplă săritură, recuperează trei sărituri de ale iepurelui. Îi rămâne în avantaj lui. Da? Da. Deci faptul că e avantajat, de fapt, de ce e avantajat? De lungimea săriturii lui, o simplă săritură de a lui, câte 5 ale iepurilor. Dar iepurile în timpul ăsta a făcut 2, și totuși, și în timp, el a recuperat 3 sărituri de a iepurilor, da? Deci, în timp ce el face o săritură, iepurile face 5. Iepurile face numai 2. În timp ce el a făcut așa, iepurile face țac, țac. Deci mai are... El are avantajul câinele, că în lungimea săriturii lui, i-a rămas 3 în plus, adică el practic mișorează din distanță, logic. Trebuie să înțelegi problema. Da. Da? Așa cum spuneai tu mai devreme, n-ar fi fost posibil de prins vreodată iepurile dacă câinele ar fi avut lungimea săriturii, ar fi fost un cățelandru, un cățel, care sărea ca lungime tot atât de mult cât iepurile, da? Și atunci nu s-ar mai fi prins niciodată. Însă, fiind un câine mare, are lungimea destul de mare la săritură și atunci o săritură de a lui înseamnă cât 5 de ale iepurile. Însă este mai lent, nu are aceeași frecvență, nu are aceeași viteză ca iepurile. În timp ce el face săritura asta, bătaia asta de o săritură, în perioada asta iepurile se face 2 sărituri. Da? Și acum autorul ne întreabă după câte
sărituri. Prins, va fi câinile prin iepurile. 30 de sărituri. Cum? 30 de sărituri dacă ar fi stat pe loc. Dacă nu stă pe loc iepurile. Exact, băi, se mișcă. Păi dacă se mișcă, ar trebui să prindă viteză câinele. Nu, măi, mama. Păi el are, are destul, în viteza pe care o are, prin viteza pe care, în lungimea pe care o are, datorită faptului că lungimea săriturii lui este de 5 ori mai mare decât lungimea săriturii iepurului, da? Ar avea un avantaj, cred că prinde. Poftim în Daria, se vezi. Eu am gândit să facem 30 împărțit la 7. 30 împărțit la 7. Adică cele 5 sărituri care le face iepurile în timp ce el face o săritură, plus acele 2 sărituri care în timp ce el face o săritură, iepurile face încă 2. Și atunci m-am gândit să facem 30 împărțit la 7. Într-un fel, săriturile câinelui împărțit la săriturile care le-ar face iepurile în cele 30 de sărituri ale câinelui. Uite, invitația mea este să facem împreună analiza. Deci mai întâi ai zis la 7, repede. Le-ai adunat pe 5 cu 2. Da. Ce logică ai avut tu când ai adunat pe 5 cu 2? Păi m-am gândit că... Ce raționament? Câinele face o săritură. Da. Și când el face săritura aia, iepurile face 5 sărituri. Dar, în același timp, când el face săritură, el face cu 2, încă 2. Și atunci m-am gândit să fac 5 plus 7. 5 plus 2 e acela. 5 plus 2, care mi-ar da 7. Și facem 30 împărțit la 7. Adică de ce 30 împărțit la 7? 30 sunt sărituri de ale câinelui. Păi ce să caute 7 sărituri de ale, ca unitate de măsuri iepure? Păi, ca să vedem, am gândit să facem asta, ca să vedem câte sărituri de iepure ar fi cam 30 de sărituri de câine, într-un fel. Hai că aici te apropii, dar aici mi-ar place să gândim totul în unitatea de măsură iepure. Da, adică transformăm săriturile iepurele în săriturile câinelui, într-un fel. Invers, fiindcă, da, unitatea, fiindcă săritura iepurului e mai mică decât a câinelui, să gândim cele 30 de sărituri ale câinelui în sărituri de iepure. Da. Și cât ar veni atunci? Ar fi 30 ori. Ori cât? Ori 7. 30 ori? 5. Ori 5? Normal, ori 5. Păi dacă zici, deci, 5 ori mai mari. Săritura. De ce să te duci ori 7? Aici. Nu are nicio justificare. Dar scrie, Dare, o săritură de câine. O săritură de câine. Nu, scrie pe tablă. O săritură a unui câine egal cu 5 de ale iepurului. Pentru că săritura este 5, că mai face încă 2 în timp ce face. E altă problemă, o să vedem, dar să transformăm ca unitate de măsură, ca mod de a gândi totul în sărituri de iepure. Și atunci nu mai spunem că, iată, distanța între cei doi. Dar urmărește, mă, e foarte tare ce spun acum. Distanța între cei doi nu este de 30 de sărituri de câine, ci este de... De iepure. Nu. De cât de iepure? Câte de iepure? Câte de iepure? 30 ori 5. 150 de sărituri de iepure. Deci nu spunem acum, nu vă mai spune că între cei doi este o distanță de 30 de sărituri de câinelui, ci de 150 de sărituri de ale iepurilor. Asta înseamnă că în 150 de sărituri de ale iepurilor, practic, dacă iepurile ar sta pe loc, dacă el ar mai face încă 150, practic, câinele, nu l-ar prinde sau... Păi noi asta vrem să vedem câte sărituri. Vino lângă mine, că vreau să-ți adun mintea la amândouă, să încercăm să prindem problema. Deci noi am făcut câțiva pași foarte importanți. Deci voi ați sesizat, exploatăm foarte atent faptul că o săritură de a câinelui înseamnă 5 de ale iepurului. Și atunci gândim toată problema în sărituri de iepure. Și spunem, între câine și iepure există o distanță de 150 de sărituri de iepure. Ok. Da, 150 de sărituri de iepure.
Autorul ne spune la punctul 3. În timp ce câine face o săritură, iepurile face doar două. Adică... Câinele ăsta are un avantaj. Are un avantaj de câte sărituri de iepure? De 5. De 3. La fiecare săritură a lui are un avantaj de 3 sărituri de iepure. Recuperează 3 sărituri de iepure. Iepure. Deci la fiecare săritură a lui îi rămân de partea lui, nu? Ca avantaj, 3 sărituri de iepure. Și atunci cele 150 de sărituri, ce, atenție, cele 150 de sărituri... Îl împărțim la 3. Îl împărțim la 3. Da, la 3, ca să aflăm câte sărituri de iepuri. Câte sărituri de câine, pardon. Și ne dă 50. 50 de sărituri de câine. Foarte tare problema, foarte finuță și de elegantă. Deci, în 50 de sărituri de câine, practic ar prinde iepurele. Sigur că da. Deci, el mai trebuie să alerge încă 20 de sărituri, în afară de cele 30, pentru că iepurile aleargă și el, da? Dar mai încet, cu mișcări mai încet, mai mici. Sigur că da. Deci, cu... deci el țopăie, iepurile țopăie, da? Da, cu mai mici. Da? Deci câtă vreme câinele are bătaia mare și are această alonjă în săritură de 5 ori, față de a lui de 2 ori cât sare, rămân 3 la fiecare săritură. Și cum noi am transformat totul în sărituri de... Foarte, îmi place foarte tare probleme. Totul am transformat în sărituri de iepure, săriturile acestea trebuie să le recupereze câinele. Și cum la fiecare săritură câte 3 îi recuperează, e logic să împărțim pe 150 de sărituri, acele care are de recuperat, în grupe de câte 3, ca să vedem câte sărituri de câine vom avea. Da? Și atunci vom spune că finalul este în 50 de sărituri. 150 împărțit la 3. 50 de sărituri de câine. Câine ajunge iepurile. 50 de sărituri. 50 de sărituri. Și mergea și în varianta inversă. Dacă lucram în sărituri de câine. Dacă sărităm sărituri de câine, ar fi fost mai greu. Adică făceam mai multe operații? Că nu. Că nu puteam să legam. Vezi, unitatea de măsură, când avem în unități multipli, trebuie să zicem la... La aia mică. La aia mică să putem lucra. Când asta mare te împiedici. Da, dar eu nu pot să gândesc aici. Stai să vedem cum aș gândi. Păi așa, cât ăsta sare de 30 de ori, iepurele face 60 de țopăituri de-a lui. 60 de țopăituri de ale lui. Da. Da. 60 de țopăituri. Adică mărește distanța de cu 60. Da, de iepure alea. Da. Și 60 ăla, dacă îl împărțim la 5, că una de câine e 5 de iepure, ies 12. Nu? 60 împărțit la 5, 12. Ca și cum, ăsta acum îi mai trebuie să sară de 12 ori ca să-l ajungă. Da, și nu merge. Și facea... Și treci cele 30 cu turci cu 12. Și în 60, ăsta e iepurașul, cât ăsta sare de 30, nu, domn profesor? Deci mi-ar fi trebuit mie... Ăsta nu stă pe loc cât ăsta s-a face 30. Merge și el câte două, la fiecare țopăitură. E mai greu în ăsta de câine. Dacă știe mai atât ușoare ce să mă apuci. Uite, asta la matematică. Bunare, eu acum mă surprind în poziția profesorului acelea care trebuie să asculte cu foarte multă atenție o altă părere. Pentru că n-am voie să repet pe cineva, spune, nu-i bun. Nu-i bun așa. N-am voie. Încercăm să vedem profesor, să vedem dacă se blochează undeva. Și atunci îmi spunem așa. La doi? Nu. Voi nu scrieți nimic, noi doar o gândim acum. Dar sunteți și voi invitați să gândiți. Da. La fiecare săritură de 3, la fiecare săritură, el recuperează 3 sărituri de iepure. Da, facem 30 ori 3? 30 împărțit la 3. Împărțit. 30 împărțit la 3, ca să-i sesizez repede, câte grupe cât recuperează el, nu? 30 împărțit la 3 înseamnă 10. Cât recuperează distanța asta?
Iepurile se duce încă 10 încă 60 de țăpăituri de-a lui. Nu. Nu? Nu. Încă 530, adică încă 150. Ia taci un pic. La fiecare salt al lui... Da, ăsta face două de-a iepurile. Face iepuri, două. Da. E un pic mai complicat, dar trebuie să-l găsim. Nu mă, nu, n-am voie, n-am voie, că mi-a propus așa și profesorul de mine spune așa. Nu e posibil să zic că nu, nu mă interesează. Dar mă interesează. Poftim? Există și telefoane. Așa? Să dăm un telefon la un prieten, da? Da, deci nu. Deci ăsta ți-o băi de 30. Da, hai să gândim așa. Mergem... Întâi pe varianta... Varianta asta care mă propui tu, prin a câinelui. A câinelui, bun. Deci, sare odată și el recuperează 3 țopăituri de ale iepurului, nu? Mai sare odată și el recuperează 3 țopăituri din cauza că am văzut noi de ce, nu? Că are avantajul ăsta, diferența aceea. Asta înseamnă că sare de 30 de ori. Când sare de 30 de ori, va face 3 ori 3, 90 de țopăituri ale recuperat. Mă duc tot acolo, dar nu vreau să mă duc acolo. No, 30 împărțit la 3. De ce se împarte la 3? Asta mă gândesc și eu. De ce împărțim la 3? Ar trebui să facem ori 3. Pentru că... Nu, stați puțin că nu există ori 3 împărțit la 3. Trebuie să așa ar fi... Domn profesor, care e câinele ăsta odată? Iepurile face 2. Că și el pleacă, tot din poziția din care da, este. Da, da, da. Ăsta înaintează cu două, nu stă deloc. Da, dar eu vreau să văd recuperarea pe care o face el în câte 3 grupe, de câte 3, înseamnă 30 împărțit la 3, fac 10 grupe de câte 3 pentru recuperarea distanței. Și iepurile acum, în perioada asta, a făcut câte 2 ori. Da. Și înseamnă că are 10 ori 2, 20. 20. Da, 20. Da. Și acel 20 indică 20 de... Acele 20 de țopăituri înseamnă 20 de ale câinelui. Când timp ce el face 20 de țopăituri, câinele face câte una. Deci el s-a depărtat cu încă 20 de poziția de-a lui. Așa. Și cu 30, tot 50 ajung. Tot la 50 ajung. Da, încă o dată, hai să reluăm. Că mi-ai propus să gândesc tot în varianta câine. Da. În varianta câine, înseamnă așa. M-am dus pe recuperarea distanței acestea. Da. Și pentru că 30 de sărituri, iar la fiecare săritură el recuperează 3, da? Recuperează câte 3 de ale iepurelui. Înseamnă că pe 30 îl împart la 3 ca să văd câte grupe de câte 3 a recuperat el acolo. Da. Și am, câte am spus? 20 de sărituri ies. 20 de sărituri, da? Da. Ies 20, domn profesor, da. De și acela înseamnă 10. 10 la înmulțesc cu câte 2 ale lui și 2 dar este un fel de scărpinatul la urechea stângă cu mâna dreaptă. Deci este mult mai ciudat, mai complicat decât de înțeles. Decât e mai ușor dacă... Varianta când duci totul la varianta iepurii. Da. Aici vezi că fac combinații între iepuri și câine și mi este peste mână. Dar așa aici, când am gândit în felul ăsta, pentru copii este, cred că, mult mai... Da, mult mai corect. Hai să ne întoarcem la prima variantă, că Casandra și cu Daria au spus, spuneți voi ce vreți acolo, pe noi încă nu ne convinge, noi stăm, intrăm în pauză. Ne întoarcem aici împreună. Mai luăm o dată problema, să o gândim cu voce și pe urmă redactăm. Bine? Zicem așa. Iată, astea sunt elementele care ni se oferă de către autor.
perechea câini-iepuri în alergare. Se află la un moment dat la distanța de 30 de sărituri până când, dacă el ar sta pe loc, l-ar prinde. Da. Da? Bun. Dar nu stă pe loc, sunt în alergare. Însă, am în plus niște informații. O săritură de a câinelui înseamnă 5 sărituri de ale iepurelui. Da. De-aia am pus 1 și 5. Frecvența e deosebită, adică frecvența aceea în aceeași unitate de timp, care este viteza, cum ai spune mai devreme, este deosebită pentru că iepurile e mai mic și țopăi mai repede. Cât el face o singură săritură, iepurile face două. Da? Cât el face o săritură, iepurile face două, țopăi de două ori. Da? Dar acum noi comparăm la o simplă săritură de a câinelui. Iepurile face două, dar el, fiindcă are alonja mai mare, el a recuperat trei de ale iepurului. Da? A recuperat trei, că fac cinci față de doi, trei are în plus. La următoarea săritură a câinelui, înseamnă că el mai recuperează încă trei. Și va avea șase în plus. Și va avea șase la următoare nouă. Da? Și acum ne întrebăm câte sărituri de acestea are de recuperat datorită distanței respective. Transformăm tot în sărituri de iepure. Iepure și 30 ori 5. 150, da? 150 de sărituri. Și 150 împărțim la 3, pentru că fiecare săritură de câte 3 îmi spune că e echivalentul cu o săritură de-a câinelui. Câinelui, da? Deci reprezentantul săriturii este acest 3, grupa de câte 3. Deci după ce am transformat săriturile, distanța dintre cei doi în sărituri de iepure, și am aflat că sunt 150 de recuperat, atunci, pentru a vedea câte sărituri de câine, adică câte grupe de câte 3 recuperează el la fiecare, înseamnă 150 până îl prinde, 150, doar asta înseamnă recuperat distanței. Corect. Da? Doar de asta, până la 50 de sărituri. 150 împărțit la 3, 50 de sărituri. Deci el mai face încă 20. E nevoie că nu stă ăsta câine. Nici ăsta nu stă pe loc. Asta este motivul, da? Nici iepure nu stă pe loc. Aleargă și el. Și atunci trebuie să mai alerge. Trebuie să mai alerge, da. Șansa lui este că are alonjă bună. Da. Și îl va prinde. Da. Așa. Cum redactăm? Hai că să redactez tu, că scrii frumos și aș vrea și în cuvinte, da? Da, zice domnul, cum vreți așa. Așa, spunem pe următoare. Scrieți voi pe caiete exact așa, lasă-l. Așa. Hai să vedem. Rezolvare, să zicem, da? Rezolvare. Scriu aici? Da, rezolvare. Dar ridică aici acasă. Da? Cum o săritură de-a câinelui. O săritură de-a câinelui. Egal 5 sărituri de ale iepurelui. Înseamnă că cei doi se află la o distanță. Cei doi se află la o distanță de 30 ori 5 sărituri de iepure. 30 ori 5 150 sărituri de iepure. Autorul, dacă era drăguț, ne putea spune așa. Distanța între câine și iepure este de 150 sărituri de iepure. Dacă era drăguț, dar eu nu fac asta. Noi am simțit nevoia să ne ducem la... Am transformat noi, sigur că la unitatea de măsură, săriturile de iepure. Așa. Diferența dintre... Așa. Cum frecvența este deosebită, e diferită, cum frecvența săriturilor este diferită,
vesturilor este diferită. În paranteză, vestrei. Vezi? Condiția 3. Vezi condiția 3. Așa, vezi 3. Înseamnă că la fiecare săritură, înseamnă că la fiecare săritură, câinele recuperează 3. Câinele recuperează 3 sărituri de iepure. Rămân lui în avantaj. La fiecare sărituri, el recuperează 3 sărituri de iepure. Așa spuneți voi? Cum frecventa săritură este diferită, înseamnă că la fiecare săritură, câinele recuperează 3 sărituri de iepure. La fiecare săritură de a câinelui, nu se înțelege, fiecare săritură de câinele recuperează 3 sărituri de iepure. De iepure. Este diferită. Înseamnă că la fiecare săritură, câinele recuperează 3 sărituri. Și atunci cele 150 de sărituri de iepure, ne împărțim la 3 și este... 50 de sărituri... De câine. De câine. Că noi trebuie să recuperăm distanța. Nu? Cum distanța toată e recuperată. Ia uite cât e de clar acum. Cum la fiecare sărituri e recuperată 3 secvențe, da. 3 sărituri de iepure, la fiecare câte 3, da. Înseamnă că noi trebuie să recuperăm pe cele 150. Corect. Asta era distanța. Așa. Și noi trebuie să vedem cum găsim, cum recuperăm toată distanța, ca să-l prindem. Așa, de ce 150 împărțim la 3, la fiecare? Și înseamnă câte grupe de câte 3 avem? 50 de sărituri. Adică 50 de sărituri de câine. De câine, da. Răspunsul. Câinele trebuie să mai alerge încă 20. Încă 20, da. Că el are 30 de dată de alergat, da. Și încă 20 îl prinde. Chiar dacă și-a stat voi. Da, asta este. Ați înțeles? Deci, copilași frumoși. Pentru moment eram într-o derută. Că sistemul este în mișcare. Da, dacă când transformăm totul. Când transformăm totul și am văzut, am surprins momentul static, practic. Că noi nu mai lucrăm cu 5 și cu 2 acelea care, ci cu doar 3. Problema ar fi fost așa. Distanța de aici până aici este 150. De sărituri de el. Da. Da. Și el stă pe loc și câinele sare cu o alonjă de 3 sărituri de iepure. Da. Da? Da. Și câte sărituri ajung până acolo. Deci am surprins momentul din ce era în mișcare, în translație, într-un moment static. Corect. Dar cu diferența. Doar cu diferența. Corect. Doar cu diferența gândită. Corect. Iar ca să facem transformarea asta, ca să facem acolo, să ajungem la transformarea asta, șmecheria este să transformăm săriturile de câine în sărituri de iepure. Și da. Merge foarte repede. Ați înțeles-o, da? Da. Bine. Da. Deci, eu insist încă un puțin. Da, când problema pare mai greuță, dificilă, nu abandonăm ideea. Nu numai că nu abandonăm. Eu am cu tine, dar o problemă de discutat. Eu vreau să te disciplinez în gândire. Ai tendința de a te duce pe prima chestie foarte repede, păc. Dar nu așa trebuie. Deci când te duci cel de ori, noi le adunăm. Știi ce se întâmplă? Ați reușit. În mod singur. Da. Am reușit lucruri și mai grele. Da, exact. Da, așa, mai grele. Viața, da. Exact. Dacă ne gândim la anul trecut, când a început cu a șaptea, era panică total, dar noi, eu nu spuneam, eu așa cu voce. Da? Eu știam. Da. Dar sunt foarte mândră, da, că ați reușit. Da. Așa e acum. Avem ușor de muncă și dacă ne adunăm gândurile și mintea și o ținem lângă noi și ne disciplinăm și înțelegem că numai așa se face treaba, dacă citim o dată, de două ori, de șapte ori, nu așa, pac, le adunăm, îi scădeam. Poate nimerit-o. Și numai să spun și eu ceva. Vedeți că domnul profesor îi place și ascultă ideea fiecăruia. Dar haideți să dăm idei
legate de ceea ce discutăm. Da? Nu să zicem așa, ca să zicem, să zic, am zis eu înaintea Casandrei, este Casandra înaintea mea. Hai să gândim înainte de a spune ceva, da? Să fie rodul unei gândiri până la cap. Sănătoasă. Hai zi tu problema ta care te rog. 5 cămăși costă 150 de lei. Mai mult decât 5 tricouri. Opi, opi. Da, așa? Ușor, rar, rar. Atât de rar încât trebuie să pătrundem un problemă. Deci, încă o dată, zi 5. 5 cămăși costă cu 150 de lei mai mult decât 5 tricouri. Tot 5 și tot 5, da? Iar un tricou. Să putem... Redactăm. Să prindem. Da? Prima parte în probleme. Deci 5. 5 cămăși. 5 cămăși, da. 5 cămăși față cu cine? Tricou. Tricou, bun. 5 cămăși. Costă 150 de lei mai mult decât înțeleg eu. Și 5 tricouri, da? 5 tricouri, da. 150 de lei. Adică, dacă aș spune una cămașă egal cu X lei, da, cu X înotăm, o cămașă cu costă X lei, și un tricou Y lei, atunci ce ar trebui să fac? Am zis X. Poți zice 5 cămăși, 5 orice. Dar am zis cu X aici. Uh-huh. Nu știu dacă e bine pentru voi, că înmulțirea cu X-ul acela ne complică. Deci, hai să zicem așa. O cămașă costă atât. Un tricou, deci cămașa să iau așa. Da, este ușor. Da? Dacă nici n-am citit-o tot atât. Nici n-am citit-o. 5 cămăși costă 150 lei, sau cu cât? Deci, o cămașă și un tricou, da? Și un tricou până aici. Nici jumate. Păi pe aici puneva. Deci diferența dintre o cămașă și un tricou, nu știu. Dar de la 5 cămăși și 5 tricouri, eu știu că diferența este de cât? 150 de lei. Da? 5 cămăși. 150 lei. Da. Stop. Cam aici am o treabă eu aici. În partea asta eu insist foarte mult acum. Deci, eu știu că în comparație 5 cămăși cu 5 tricouri, cămășile costă mai scump. Costă 50 de lei. 150 asta de lei. Asta înțeleg și eu. Așa înțelegem, da. Da, Darian. Da. Ia, mai citește. Mai citește, da. 5 cămăși costă cu 150 de lei mai mult decât 5 tricouri. Deci diferența ar fi de 150 de lei. Am înțeles, domnule. Păi de ce să compară 5 cămăși cu 5 tricouri? N-aș putea compara o cămașă cu un singur tricou? Ba da. De ce să compară asta o dată și încă o dată de 5 ori? Da. Păi să împărțim la 5. Asta e povestea. Da, 150 porți la 5. Păi și 150 momentul. Împărțim la 5, corect. Asta e momentul foarte tare al problemei. O cămașă. Eu nu vreau cu 5 cămăși și 5 tricouri, vreau să văd cât e diferența dintre o cămașă și un tricou. O cămașă. Poți să cu 30 de lei mai mult decât un tricou. Asta trebuie. Uitați, iar un tricou și o cămașă costă 60 de lei. Hai să o lămurim pe asta. Dar aici vreau să te disciplinez. Exact. Atenție multă. Eu nu mă duc mai departe. Eu m-am oprit până aici. Să înțeleg aici. Aici, partea asta. Vreau să înțeleg. Că dacă n-am înțeles-o pe asta, mă duc să mă încarc cu altă chestie care nu mi-e clară. Ce rost are să mă duc mai departe? Deci, atenție, Daria. Și Casandra. Și Casandra, atenție, fetele. Este teribil de frumos. Deci, 5 cămăși și 5 tricouri, când le compar, cele 5 cămăși costă cu 150 mai mult. Adică numai o cămașă și un tricou, dacă le-aș compara. Cu cât costă mai mult? Cu cât? 150 împărțit la 5, că sunt 5. Mă, iată, este echipajul cămașă, tricou. Cămașă, tricou. Da? Iar cămașă, tricou. Iar cămașă, tricou. Și din nou cămașă și tricou. Sunt 5. 5 de un fel și 5 de un fel. Diferența de preț între cămășile sunt mai scumpe. E de așteptat.
Da? La astea trebuie să mă adun încă 150 de lei ca să facă cât prețul cămășilor. Așa. Da? Da. Înseamnă că dacă e vorba de 150, la faptul că sunt una, două, trei, patru, cinci echipaje în comparație, înseamnă că pe 150 ăsta, care înseamnă diferența pe total la cele 5 echipaje, eu o să împart pe 150 la 5, că de unde vine diferența asta? De la diferența dintre fiecare echipaj în parte. Da, dar nu știu unde v-ați putem să facem 7 ori 5? 7 ori 5 de ce? 7? Păi 7... Nici vorba. Deci, 150 împărțit la 5, din ce motiv? Că sunt 5 echipaje de astea. Da. Ca eu să văd diferența dintre un singur echipaj, adică dintre cămașă și... Tricou. Și tricou. Deci, 5 și 5. Da. Că dacă ar fi fost 5 și 7, m-a încurcat problema. Dar autorul este drăguț, foarte drăguț. El îmi spune că sunt numărul de cămăși egal cu numărul de tricouri în comparația asta. Numai cămășile sunt mai scumpe. Da? De aici trag eu concluzia că cămășile sunt mai scumpe și de, da. Ca să văd care este comparația între o cămașă și un tricou, înseamnă 150 părți la 5 și face 30 lei. Deci, cu alte cuvinte, o cămașă costă cu 30 lei mai mult decât un tricou. Asta am aflat. Dar este fantastic de important. Deci asta am aflat eu, că o cămașă, șmecherul de autor nu ne spune asta. De așa mă enervează pe mine, că nu-i deloc drăguț cu noi. Deci ce face el? Ne compar 5 cămăși cu 5, nu putem mai... Măi, o cămașă costă cu 30 lei mai mult decât o tricou. Și era simplu. Era drăguț cu noi. Deci aici am vrut să vă aduc, să înțelegeți că formularea este ciudată, dar noi acum am descoperit ceva important. O cămașă costă cu 30 de lei, asta e diferența. 30 lei mai în mult plus față tricou. De tricou. Ați înțeles până aici, da? Cămașă și tricou. E clar? Da. Da. Mai e o dată. Da. Eu o fac și pentru toți cei care ne privesc. Da? Așadar, autorul spune așa. Se duce, eu merg la magazin și iau 5 cămăși și 5 tricouri. Pe cămăși plătesc mai mult. Cu pe total, cu față de tricouri, cu 150 mai mult. De ce? Pentru că cămașa e mai scumpă. Cu cât e mai scumpă? 150. Nu, cele 5 sunt mai multe. Cele 5 față de cele 5 tricouri. Dar o cămașă față de un tricou? Împărțim la cele 5. Ai înțeles, Cassandra? Ca să vedem. Deci dacă m-aș fi dus la magazin și n-aș fi luat 5 cămăși și tricou, ci o singură cămașă și un singur tricou. Care ar fi fost diferența? Cât ar fi luat? Păi 150 împărțit la 5 și mi-a la 30. Păi asta. Deci nu luăm 5 și 5? Una și una. Una și una. Și înseamnă că fac 30 ori 2, aș putea să fac? Dar 30 ori 2 de ce? Pentru că avem, ar fi 1-1 și diferență de 30. Păi nu știm cât, nu știm cât e una. Doar atât că una e mai scumpă decât cealaltă, cu 30 de lei. Dar e foarte importantă informația. Foarte importantă. Pentru că acum Cassandra, și tu ești lângă mine, acum cu mintea, eu am redus problema asta care mi-a spus-o că între 5 cămăși și 5 tricouri plusul este de 150 la ce înseamnă comparația între o cămașă și un tricou. Deci în loc să spună, puteam să... autorul știut așa, mai eu zicea cu 30 de mai mult, cămașa, și zic 5 și 5. Deci 5 și 5. Dacă ar fi fost 10 și 10, Daria, cu cât ar fi fost mai scump? Dacă ar fi fost 10 cămăși și 10 tricouri. Cumpăram, mă gândeam eu și eu cumpăram... 150 ori 5. Nu ești atent. Cât zici, Cassandra? 150 împărțit la 10? 10 împărțit la 10? Nu. Păi, atenție. Sigur că da. Deci, eu, propunător de problemă, mi-am fixat de la bun început, prin calcul, în mintea mea, următorul lucru. Da? Mi-am fixat următorul lucru. Că am să compun o problemă în care am să formulez așa. Știu din capul locului că, iată, cămașa e cu 30 lei mai scumpă decât tricou. Și asta înseamnă că noi, dacă am pune acolo 10,
adică 10 cămori, 10 tricouri. Așa. Se angrează lungimi și segmentul de cămoși. Deci, care va fi diferența? Cât trebuie să dea plus? Păstrând 30 diferența între una și alta, cât ar fi pentru 10 și 10? Aici nu pot să zic. Cum să? Daria? Adică pot, dar nu știu exact. Mai copii. Adică pot să costă 50 plus 30. Puțin de nu faceți așa, vă rog tare mult, nu faceți la întâmplare. Ce? Dacă diferența între o cămașă și un tricou este de 30 de lei, între 10 cămăși și 10 tricouri, oricât va fi 30 ori? Oricât? 10. Păi normal, băi! 10, 30 ori 10, cât de 10 ori mai mult diferența. 300. Va fi de 300, măi copii! Da? Petru, hai să, dar dacă aș fi zis diferența, dintre o cămașă și un tricou este de 40 lei. Așa, mare atenție, da? Nu scrie, ascultă-te. Cât ar fi diferența dintre 5 cămăși și 5 tricouri? 40 ori 5. Bravo. 40 ori 5. Asta înseamnă să fii atentă. Da? 40 ori 5. Dar între 7 tricouri și 7 cămăși? 40 ori 7. 40 ori 7. Aceeași diferență, o 7, că sunt între 7 și 7. Da? 40? Păi da. Deci așa multiplică. Dar autorul face, ne dă răspunsul multiplicării. Deci, și noi spune, să împărțim, să ajungem la 1. Să ne întoarcem noi înapoi. Deci el în mintea lui își fixează chestia asta și spune 5 cămăși și 5 tricouri. Da? 5 cămăși și 5 tricouri. Și diferența e 150. Mm-hmm. Și noi ne întoarcem înapoi. Împărțim la lotul de 5-5, adică împărțim la 5 cămăși și un tricou. Exact, vedem diferența. Bun, domnul profesor s-a dus la magazin și a dat pe 5 tricouri, 5 cămăși cu 150 de lei mai mult. Eu sunt în spatele lui domnul profesor și mă duc și iau 2 cămăși și 2 tricouri. Cât dau mai mult eu? Uitați-vă la problema voastră. Cu 30. Eu 2 cămăși, iau și 2 tricouri. Domnul profesor a luat 5 cămăși și 5 tricouri. Stăm la rând, da? Stăm la rând. Da. Și eu sunt în spatele domnului profesor. Domnul profesor a luat 5 cămăși, 5 tricouri, a dat cu 150 de lei mai mult. Și eu sunt în spatele dumneavoastră, iau 2 cămăși, 2 tricouri, cu cât am să dau mai mult? Păi 100. Păi nu trebuie să scrii. Iubita mea, nu trebuie să scrii. Hello? Uite, iubita, uite aici. Uite aici. Deci, o cămașă și un tricou, diferența dintre ele, una, o cămașă și un tricou, 30 de lei. Da. Da? Eu iau 2. Deci 30 de lei am aici. 30 de lei. Am 2. 2 iau. Cât o, cu cât o să dau eu mai mult? 60, iubita. Și mai este și Daria în spatele meu și ea și ea, ea ia 3 cămăși și 3 tricouri. Cu cât o să dea mai mult? Păi că din 90. Cu 90. Și mai ești și tu în spate. Și tu iei 4 cămăși și 4 tricouri. 120. Ați înțeles, măi? Da. Aș, dar profesor, ia 150 lei. Domnul profesor, ia 5 cămăși și 5 tricouri. Noi luăm mai puțin și normal că diferența va fi din câte 30, câte 30. Așa au compus autorul. El și-a fixat în mintea lui cu 30 în plus. Da? Și deci, nu ne spune nouă că iată că cămașa costă cu 30 mai plus, mai mult. Ne lasă pe noi să gândim. El spune 5 și 5 costă cu 150 de lei mai mult. Adică ne întoarce. Noi trebuie să facem efortul să împărțim la 5, ca și cum am fi luat o singură cămașă și un singur tricou. Ca să vedem diferența ai asta. Ai înțeles, Casandra? Ai înțeles, Dania? Da. Deci, dacă sunteți atenți acolo, gata, înțelegeți. Nu mergem cât mai departe până când nu înțelegeți bine mecanismul ăsta. Da. Că degeaba. Poftim. Păi, zici și tu, zici, Casandra. Deci, 5 cămăși și 5 tricouri cu 150 de lei mai mult. Și noi repede, acum zici, stai, domnule. Da. Păi, asta înseamnă că o cămașă și un tricou cu 30 de lei mai mult. Deci, 5 și 5. Eu una și una vreau să fac un corect. Mă interesează acolo, văd diferența. Ai înțeles, Casandra? De ce să compar eu 5 cu 5, când pot să compar 1 cu 1? 1 cu 1. Ca să văd exact diferența. Și ați ca să întâmple chestia asta, trebuie să împărțim la 5, la cele, la lotul ăsta. O echipă. Ai înțeles? Așa? De-aia împărțim la 5. La 5. Dacă eram 7, împărțim la 7. Împărțim la 7. Ca să vedem, să comparăm cu o echipă și cu tricouri. Corect. Acum ați înțeles, da? Da. Ok. Ia citește problema. Ia ai văzut ce înseamnă să ne oprim un pic, mai fac un pic de pauză, mai revenim un pic. Ce înseamnă să citiți o problemă? Voi aveți o singură chestie în mintea voastră. O citiți ca, așa cum se spune, la cap la top, cap pe poezii, la. N-ați înțeles nimic.
da, putem să citim mai titlul, dar apoi facem pe... Nu, dar n-are nicio rost să citesc toate. Eu nu știu, abar n-am. Dar eu m-am oprit la bucata asta care îmi trebuie. Și mi-am lăburit clar, cu o cămașă costă cu 30 de lei mai mult decât un tricou. Eu asta am aflat. Eu asta am aflat acum, din toată analiza asta, a primei părți din problema asta, am redus problema, am rezolvat și am redus-o la o cămașă, toată povestea lui acolo, atâta însemna pentru mine. O cămașă costă cu 30 de lei mai mult decât o... Un tricou. Și mi-e clar, acum pot să citesc în continuare. Da. Înțelegi? Deci am văzut partea ascunsă a problemei. Corect. Mai departe. Ia citești. Iar un tricou și o cămașă costă 60 de lei. Oh! Da, da. Deci tricou și cămașa împreună. Deci, un tricou cu o cămașă. Domnul deci, v-a spus. Deci ăsta împreună acum, ele împreună costă 60 de lei, da? Așa ai spus, da? Da. Facem 60 minus 30 și apoi din 30 unul ăla împărțim la 2 pentru că deja ele s-au egalat. Și în acel moment facem o cămașă, păi înseamnă că costă 45 de euro. Și un tricou. Ce mi-ai spus? Da, a zis 60 ori 2 și îmi dă 60. Cum? 30 ori 2? Și îmi dă 60, nu știu, dar la 2, dar în fine. Nu e așa matematica, că nu-i bine. Că crești și tu. Păi dă pe 30 deoparte. Din 60, le-am egalat și împărțim la 2, și 15. Și 15. Și 45. Exact. Că, adică, segmentul ăla 15. A zis 60. Păi nu contează. Hai, zi iubită. Deci păi zici 60, le împărțim la 2, da? Da. Așa, no, și? Și apoi avem întrebările probleme. Care sunt întrebările? Cât costă un tricou, dar o cămașă? Așa, simplu. Acum chiar e simplu. Deci facem 60 minus 30. Asta e foarte tare. Dăm surplusul, cum spuneai tu odată, Cassandra. Fiindcă preună fac 60, eliminăm surplusul, adică din 60 minus 30. 30. Și acum fac 30 plus 15. Nu la 5, mamă! La 2, că le-am egalat. Dar 60 minus 30 nu dă 5. Cu 60 minus 30 fac 30. 30, așa. 30 lei. 30 lei costă împreună. Cele două, da? Cele două segmente egale. Așa. Mă împărțim la două segmente. 30 împărțit la 2. Așa, 30 împărțit la 2 egal. Și vedem cât e un segment din ăla. 15 lei. Și am rezultat adică o cămașă. 15 lei costă un tricou. Da. Da. Da? 15 lei costă un tricou, pentru că le-am egalat. Cele două pe unul au fost 30, da? Uh-huh. După ce am dat surplusul. Iar o cămașă înseamnă 15. Plus 30. O cămașă costă 45. Uite-te pe segmente. Plusul, da? Și 15 plus 30 egal cu 45 lei. O cămașă. Cămașa. Pentru că 45 plus 15 împreună fac 60, cum a zis autorul. Ai înțeles? Teribilă problema. Frumoasă problema. Dar de aici am învățat și nu pot pleca din înghea până când nu plec cu ceva care să rămâi definitiv în mintea mea. Alo. Da. Seara. Nu se poate vorbi că sunt într-o lecție de matematică. Și sunt în direct la televizor și proful mai TV și nu am cum să vorbesc acum, da? Bine, la revedere. Spuneam că ceva, trebuie să plecăm la problema asta, că dacă nu plecăm cu ceva esențial, eu zic, nu are rost să... 53. 58.